Astăzi m-am gândit să împărtășesc cu dumneavoastră despre una dintre realitățile dureroase din existența noastră. De ce există familii care se despart? Întrebarea este extrem de dureroasă, însă mai dureroasă decât întrebarea este răspunsul. Despărțirea în căsătorie este dramatică, pentru că fiecare dintre cei doi care s-au căsătorit au investit totul, adică s-au investit pe sine. Oamenii se despart în căsătorie pentru că nu se mai înțeleg și nu se mai înțeleg pentru că sunt diferiți, uneori prea diferiți. De ce oamenii se căsătoresc dacă sunt așa de diferiți? Poate pentru că nu știu că sunt diferiți sau poate pentru că speră să poată depăși diferențele care îi despart. Aș vrea să vă spun o scurtă întâmplare care pune în evidență această diferență care separă, începând prin a vă aminti de unul dintre cele mai mari accidente feroviare din istorie, care s-a petrecut în tunelul El Toro din León, din Spania, undeva în 1944. Peste 500 de oameni au murit atunci, când trenul acela de pasager era lung și avea câte o locomotivă la fiecare dintre cele două capete. În ziua aceea, când trenul a intrat în tunelul El Toro, motorul locomotivei din față s-a oprit. Mecanicul de la locomotiva din spate a pornit imediat motorul ca să tragă trenul înapoi și să-l scoată din tunel. Însă, în același timp, mecanicul de la locomotiva din față a reușit să repornească motorul și a vrut să continue drumul. Pentru că mecanicii nu aveau atunci niciun mijloc de comunicare unul cu celălalt, neștiind unul de intenția celuilalt, ambii credeau că, de fapt, au nevoie de mai multă putere și trăgeau de tren în ambele direcții. Sute de oameni au murit atunci asfixiați de monoxidul de carbon, deoarece trenul nu se putea hotărî în ce direcție să o ia. Unitatea dintre mecanici, în acest caz, însemna comunicarea. Iar comunicarea inexistentă a făcut unitatea inexistentă. Așa se întâmplă uneori în familie, când cei doi soți sunt detașați unul de altul, fiecare are propriul lui stil de viață, fiecare crede că își face bine treaba fără ca să se gândească la perspectiva comunicării și la ajungerea la un numitor comun prin comunicare. Motivele neînțelegerilor sunt extrem de multe. Probleme nerezolvate, așteptări înșelate, responsabilități neasumate, vise necomunicate și multe altele. Ce ar trebui să știe persoanele care se căsătoresc înainte să se căsătorească și în felul acesta să-și pregătească mintea și inima pentru căsătoria reală, nu pentru cea ideală? Ar trebui să știe, de fapt, că căsătoria presupune restrângerea gradului de libertate. Este irațională filozofia potrivit căreia te căsătorești, însă poți continua să faci ce vrei. Dacă înainte de căsătorie fiecare face ce dorește cu timpul, cu banii, cu deciziile, cu viața lui, după căsătorie trebuie să mai ții cont de încă o persoană, respectiv de tovarășul de viață, de partenerul ales. Celebra carte, Biblia, în capitolul 2 al primei cărți, Geneza, versetul 24, spune următoarele cuvinte: de aceea omul va lăsa pe tata și pe mama și se va lipi de nevastă sa. Înainte să se lipească de nevastă sa, trebuie să lase pe tata și pe mama. Este imposibil ca să se lipească de soție dacă nu s-a detașat emoțional de mama și de tata. Lipirea de soție are un preț, însă odată realizat, odată plătit, prețul acesta înseamnă o mare valoare. Un al doilea lucru este faptul că tocmai căsătoria presupune lărgirea gradului de responsabilitate. Căsătoria presupune lărgirea gradului de responsabilitate, nu doar restrângerea gradului de libertate. Căsătoria presupune ca fiecare partener să-și asume responsabilitatea pentru tot ce se petrece în relație și să contribuie activ la găsirea și aplicarea unei soluții, indiferent cine a creat sau a identificat problema. Relația de succes presupune responsabilitate, motiv pentru care munca devine indispensabilă pentru ambii soți. Căsătoria este fericită doar atunci când ambii soți sunt dispuși să investească constant și consecvent în căsătoria lor. În al treilea rând, prețul iubirii nu elimină potențialitatea neînțelegerilor.
La început, după nuntă, oamenii cred că iubirea se transformă într-un scut care îi ferește de orice fel de potențială neînțelegere. După căsătorie, fiecare cuplu conștientizează însă gradul de compatibilitate dintre ei, gradul de compatibilitate al noii relații, al noii căsătorii. Relația de căsătorie este un proces și presupune mai multe stadii, etape. Este perioada formării unei baze comune de principii și priorități și lucrul acesta nu se realizează într-o zi, dar se realizează în fiecare zi. Atunci când el nu se realizează, căsătoria nu are nicio viziune, nicio perspectivă, niciun scop, niciun viitor, ci pur și simplu se învârte în cerc în funcție de circumstanțe și emoții, poate chiar de mofturi. Apoi, perioada încercării rezistenței relației prin manifestarea diferențelor, tendința impunerii, poate chiar a controlului. Și perioada performării, adică scopul și obiectivele comune care îi implică pe cei doi soți în perspectiva căsătoriei. Secretul fericirii în relații în general și în căsătorie în special este flexibilitatea. O atitudine care se constituie într-un proces cu trei etape: acomodare reciprocă, adaptare reciprocă și asimilare reciprocă. Adaptarea nu este altceva decât procesul de acomodare al individului, a soțului, a soției. Trăim într-o permanentă schimbare. De la maternitate la mormânt continuăm să ne adaptăm la noile realități ale procesului și parcursului vieții. Singurul lucru neschimbat este faptul că totul se schimbă în fiecare zi. Copilăria, care presupune perioada iresponsabilității noastre, se schimbă în adolescență și mai târziu în tinerețe. Căsătoria, care schimbă profund decorul existenței, solicită integrarea în procesul de acomodare, de adaptare și de asimilare. Nu este deloc funcțională căsătoria unde fata sau băiatul rămân lipiți de părinți neasumându-și responsabilitățile în noii relații. Căsătoria este adaptarea la un nou stil de viață. Sunt mulți oameni care au dificultăți la schimbările care apar în viața lor. Ei au tipare mentale și de comportament foarte rigide care îi mențin într-o zonă de confort. Ei evită sau amână să-și asume riscul acțiunii, deoarece se tem de nou, de situațiile noi, de viitorul neprevăzut, de imprevizibil. Ei au un nivel scăzut al încrederii de sine, care le înfrânează inițiativa, creativitatea, curajul. Ei au dificultatea de a lua decizii, nu au încredere în propriul discernământ, în propriile capacități, abilități și rămân dependenți de sfatul altora. Poate sunt perfecționiști, se critică aspru și trăiesc permanent cu teama de a nu fi judecați sau pedepsiți pentru greșelile lor de cei din jur. Sau se victimizează, caută vinovați, rămân cantonați în zona obișnuintelor întrebări. De ce mi se întâmplă mie? Nu mi se pare corect să mi se întâmple asta? Poate au dificultăți de comunicare, de negociere, de organizare a timpului, de structurare a muncii, îngreunând în felul acesta rezolvarea problemelor sau a conflictelor apărute. Dificultatea de adaptare la schimbare poate fi cauzată de experiențe anterioare. Când persoana a eșuat în încercarea de a face față unor situații noi sau grele sau neprevăzute, adevărul este că fiecare generație trece prin acest proces al adaptării și nimeni nu este pregătit pentru procesul acesta, îl învățăm din mers. Viața de familie cere o mare capacitate de adaptare la schimbare. Una dintre calitățile cele mai prețioase în viața de familie este gândirea flexibilă, capabilă de creație. Perechile care posedă această calitate vor străbate cu succes toate perioadele vieții, indiferent de dificultatea lor. Adevărul este că familia este un organism viu și în acest organism au întotdeauna loc schimbări. Acesta este un proces inevitabil. Ne maturizăm, îmbătrânim, alții se nasc, cresc și devin adulți și ei se îmbătrânesc și mor. Viața nu este un coridor drept și ușor de străbătut, pe care să călătorim fără grijă, ci un labirint de treceri prin care trebuie să facem diferența între bine și rău. Adevărul este că oamenilor în general nu le plac schimbările, motiv pentru care caută siguranța și certitudinea, două dintre nevoile fundamentale,
iar acestea se regăsesc în obișnuință. Există mai multe motive pentru care întâmpinăm rezistență la schimbare. Convingeri nerealiste, avem convingerea că schimbarea nu este ușoară și de aceea este negativă. Frica de eșec, pentru că de cele mai multe ori nu avem o imagine de ansamblu asupra schimbării, apare frica. Necunoscutul generează frică. În necunoscut apare frica, pentru că este un domeniu pe care nu-l înțelegi, pe care nu-l poți controla. Apoi, protejarea confortului. Obișnuința este cel mai bun prieten și este cel mai confortabil loc. Ieșirea din zona de confort necesită efort și va trebui să-ți asumi în mod inevitabil anumite riscuri. De fapt, zona de confort e doar o iluzie. E o barieră mentală pe care noi ne-am impus-o și peste care ne este greu să trecem de teama să nu ne pierdem liniștea și căldura confortului construit cu dificultate. Spunem noi, tocmai când m-am realizat, tocmai când am terminat școala, tocmai când m-am căsătorit, tocmai când a apărut copilul, acum vine și necazul acesta. Însă necazul este pe de o parte iminent, pe de altă parte este imprevizibil. Adaptarea însă îi face pe cei doi una. Principiul puterii este unitatea, însă principiul unității este comunicarea. Puterea este energia care pune lucrurile în mișcare, de aceea familia este puternică doar atunci când este unită, motiv pentru care unitatea este condiția puterii familiei. Pentru a ajunge la unitate, cei doi care sunt mai mult sau mai puțin diferiți, trebuie să înțeleagă secretul adaptării. Fiecare trebuie să se adapteze la celălalt. S-au născut în familii diferite, au avut o copilărie, experiențe diferite, au o personalitate diferită, temperament diferit. Ei bine, toate aceste diferențe pun în prim plan doi oameni care trebuie să ajungă la unitate în timp ce sunt diferiți. Secretul este adaptarea. Dar tocmai această adaptare este un proces al fiecărei zile din viața de cuplu. Iar procesul acesta trebuie înțeles și trebuie urmărită motivația care conduce la resursele necesare pentru a-l continua neobosiți, în fiecare zi, până la sfârșit. Adaptarea este secretul care, din diferență, construiește unitatea. Asta nu înseamnă că diferențele dispar. Asta înseamnă că ele se contopesc într-o nouă personalitate care vine din deslipirea de tata și de mama și din lipirea de tovarășul de viață. Căsătoria este mai mult decât relație intimă. Este mai mult decât emoție, decât îndrăgostire, decât entuziasm, decât vacanțe, concedii, decât realizări materiale. Căsătoria este o chestiune de caracter, de omenie. Este un vis la care se poate ajunge prin muncă. Prețul e mare, dar valoarea este și mai mare. Unitatea nu este doar pasivă, ci este activă, adică unitatea familiei nu este absența certurilor, ci este procesul neobosit al adaptării diferențelor. Unitate nu înseamnă toleranță fără limită. E greșit să treci cu vederea problemele de teama de a nu jigni partenerul în situația abordării problemelor apărute. Unitatea nu înseamnă uniformitate. Nu înseamnă că cei doi soți trebuie să devină la fel pentru a ajunge la unitate. Unitatea înseamnă că există lucruri negociabile și lucruri negociabile. Sunt lucruri pe care cei doi soți trebuie să le negocieze și sunt lucruri asupra cărora nu există negociere. De pildă, concurența. Concurența este o atitudine bolnavă care vine din personalitatea defectuoasă a unuia sau a ambilor soți. Comparația, de asemenea. Comparația este una dintre cele mai greșite atitudini. Uneori spun că săracul este fericit până se întâlnește cu bogatul. De ce? Pentru că de acum încolo el se compară cu acesta. Înainte să știe că există bogat, săracul era liniștit. Era fericit. Dar s-a întâlnit cu cineva care este superiorul lui, care are multe lucruri materiale ce îi conferă din punctul lui de vedere fericirea și de acum încolo omul ăsta nu mai are liniște. De ce? Pentru că s-a comparat cu altcineva diferit de el. Ambiția, subiectivismul, invidia. Este ciudat că aceste lucruri pot fi ascunse în relația de cuplu. Disprețul poate.
Oportunismul, orgoliu, lăcomia, minciuna, poate condamnarea, mândria, atitudinea de superioritate. Este lupta asta nesănătoasă dintre soți. Fiecare încearcă să-l impresioneze pe celălalt și să îl inferiorizeze pe celălalt. Individualismul, nu mă interesează de, nu mă interesează, e treaba lui, e treaba ei. Sau parțialitate, părinții mei sunt mai importanți decât părinții tăi. Rudele mele, prietenii mei sunt mai importanți decât rudele tale și decât prietenii tăi. Sau favoritism, favorizăm pe cineva în defavoarea altcuiva. Sau neiertarea, una dintre marile probleme din cuplu. Este imposibil să nu ne supărăm unii pe alții, este absolut imposibil. Însă nu aceasta este problema, ci faptul că nu avem capacitatea să rezolvăm problema aceasta care a apărut. Întotdeauna comunicarea este absolut indispensabilă. Nu se face nimic fără comunicare, fiindcă noi nu suntem din sticlă. Noi suntem în niște corpuri prin care nu putem vedea ca prin sticlă. De aceea, noi trebuie, prin comunicare, să împărtășim ce avem în interior, în mintea noastră, gândurile și în inima noastră, sentimentele. Dorința de întâietate, de control, de manipulare și multe altele asemenea acestora. Lucrurile pe care nu le rezolvăm, ele rămân ca o greutate, ca un balast pe care îl tragem după noi. Lucrurile nerezolvate din trecut se vor reactualiza în fiecare dimineață și vor deveni o problemă pentru fiecare zi din viața noastră. Fiecare dintre noi avem un trecut și el ne afectează mai mult decât orice altceva. Problemele nerezolvate în trecut. Dacă tata o mințea pe mama, atunci fiecare crede că și partenerul urmează să îl mintă sau să o mintă. Obiceiuri preluate din trecut. Dacă în copilărie a experimentat lucruri dureroase în familie, atunci el se va aștepta, va trăi cu frica că ele se vor repeta în propria lui familie. Modele actualizate din trecut. Tânăra soție își va alege un soț care să fie ca tatăl ei sau exact invers decât tatăl ei. Pe noi ne afectează foarte mult trecutul, de aceea trebuie să îl rezolvăm, să îl așezăm în liniște și la locul lui, adică să îl lăsăm în trecut. Noi nu avem doar un trecut care ne influențează, avem un prezent care ne influențează, așteptări neîmplinite în prezent. Intrăm uneori în familie, în căsătorie cu așteptări nerealiste, idealiste. Alții cu așteptări fataliste. Conflictele apar când unul dintre cei doi soți sau amândoi deopotrivă au așteptări nerealiste sau există incompatibilități majoră în aspectele importante și des întâlnite ale vieții. În Biblie sunt foarte multe situații în care oamenii sunt nemulțumiți și nemulțumirea și-o manifestă față de tovarășul de viață. Aduceți-vă aminte că în cartea Samuel se vorbește de Ana, o femeie, o soție care nu putea să nască și toată nemulțumirea și durerea ei și-a manifestat-o față de soțul ei, Elcana. Ei bine, foarte ușor se pot întâmpla astfel de lucruri. Sau relația cu partenerul, sau relația cu rudele, cu prietenii, cu banii, cu puterea, cu deciziile. Însă și viitorul ne poate amărâ prin perspective diferite de viitor. Conflictele apar atunci când planurile pentru viitor sunt foarte diferite între cei doi soți. Unul dorește cu suma de bani pe care au strâns-o să-și cumpere mașină, el, și ea dorește să-și cumpere ceva în casă. Și pentru că nu se înțeleg cu privire la destinația banilor, se ceartă în fiecare zi. Dacă ar fi alți doi soți în locul lor, ar găsi o soluție și ar rezolva problema, dar aceștia nu pot să găsească o soluție, pentru că nu au răbdarea să comunice unul cu altul, nu au răbdarea să-și prezinte argumentele fiecare dintre ei cu privire la intenția cheltuirii banilor. Sau responsabilități neasumate. Soțul se plânge de soție, soția se plânge de soț. Fiecare se plânge unul la altul sau amândoi se plâng la altcineva, la părinți, la prieteni, la rude. Responsabilități neasumate. O familie formată din doi oameni și nimeni altcineva nu poate strica sau bucura familia aia decât ei înșiși. De aceea, trebuie fiecare să-și asume responsabilitățile. Este o problemă de disciplină, de caracter, de omenie. Cum să vorbim noi de pocăință, de lucruri sfinte și cerești, dacă nu suntem în stare să gestionăm lucruri simple, lucruri pământești, lucruri pe care le fac toți oamenii? Și animalele
își fac un cuib, o peșteră, un loc unde dorm noaptea și ele aleargă după hrană, dar un om care poartă chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Alte ori închinarea diferită este prilej de neînțelegere. La ce biserică să mergem? Care predicator este preferat? Care gen de muzică este bun? Trebuie purtat baticul sau nu? Se plătește zeciuiala sau nu? Și multe alte lucruri de gen teologic, care pur și simplu devin subiect de discuție și nu doar de discuție, ci și de discordie. Relațiile intime pot fi un nesecat izvor de reproșuri. Poate unul dintre cei doi soți are o potență mult prea mare sau mult prea mică în raport cu partenerul și atunci încep discuțiile. Tu întotdeauna. Concurența dintre cei doi soți. Aduceți-vă aminte de o familie a patriarhilor. Vechiul Testament vorbește în prima carte despre Isaac și Rebeca. Despre faptul că fiecare dintre cei doi părinți susținea pe unul dintre cei doi copii, în funcție de interesul lui. Isaac îl iubea pe Esau. Esau era un bărbat puternic, sportiv, un vânător care în fiecare seară se întorcea cu un vânat din pădure și pregătea o mâncare bună și sănătoasă pentru tata. Iar Isaac, care era un mâncăcios, un gurmand, l-a îndrăgit pe Esau mai mult decât pe Iacov, fratele lui Geamăn, pentru că îi aducea să mănânce. Iată dar care era criteriul de selecție. Mâncarea, un avantaj personal. Ce atitudine mică, slabă, să nu spun josnică, din partea unui părinte. Să facă diferență între cei doi copii doar din cauza unei chestiuni personale. În același timp, Rebeca îl prețuia mai mult pe Iacov, pentru că Iacov era mai feminin, stătea acasă, o ajuta la treburile din bucătărie, din gospodărie și îi era de ajutor. Iar în relația ei de adversitate cu Isaac, Iacov era asociatul, era prietenul ei. Și așa se face că fiecare dintre cei doi soți și-au luat pe unul dintre cei doi copii și s-au luptat pereche la pereche. Concurență între soți asociați cu copiii. O atitudine bolnavă. Cum să fie fericită o astfel de familie? Când tata se luptă cu mama și fiecare își ia cât un asistent dintre cei doi copii. Sau amestecul rudelor. Amestecul rudelor. Rudele nu se amestecă la inițiativa soților și la inițiativa lor. De aceea, acest proces de adaptare, de potrivire, trebuie să elimine influența rudelor. Tânăra pereche trebuie să se întâlnească cu rudele și să clarifice foarte clar care este raportul lor de acum încolo. Să le spun, apreciem foarte mult că voi ne sfătuiți, însă uitați, de acum încolo vă rugăm frumos să ne sfătuiți așa și atât, în cutare situație sau în cutare situație. Nu lăsați oamenii din jur să vă influențeze familia și să vă pună în conflict. Încercați să vă adaptați, să vă împliniți visul. Falimentul poate fi o altă situație care conduce la neînțelegere, care adâncește diferențele și care le pune în evidență. Aduceți-vă aminte de un om al Bibliei, de Iov, care a fost foarte încercat. A fost foarte încercat atunci când i-au murit copiii, când și-a pierdut sănătatea și când și-a pierdut posesiunile. Însă omul acesta, în ciuda tuturor pierderilor, și-a păstrat discernământul, cum spunea bunica, capul pe umeri, și a spus, Domnul a dat, Domnul a luat. Sigur că se poate potrivi și Domnul a dat, Domnul a luat și Domnul va da din nou. Omul cât trăiește, îi rămâne speranța, pentru că speranța moare întotdeauna ultima. Este bine să privim cu pozitivitate chiar și lucrurile negative, pentru că această atitudine ne ridică deasupra problemei, suferinței și necazului prin care trecem. Însă nu numai falimentul poate produce neînțelegeri, conflicte, poate pune în evidență diferențele dintre noi, care de altfel nu sunt rele, depinde de felul în care le gestionăm, dar și succesul poate să facă asta. Din cauza succesului, aduceți-vă aminte că unchiul s-a despărțit de nepot. Avram este pus în situația să se despartă pentru întotdeauna de nepotul său Lot. Lot a fost nepotul lui Avram, iar Avram l-a luat din milă pe lângă el. Avram a ajuns bogat și sigur că bogat a ajuns și Lot, și când a dat Lot de bani, când a ajuns la loc larg, nu l-a mai suferit pe unchiul și pur și simplu a vrut să scape de el. Ei, uneori
succesul te conduce la nebunie. Ți se pare că ești mai bun decât alții, că ești mai important decât alții, tratezi pe oameni cu superioritate, îți tratezi soțul sau soția cu superioritate, părinții, copiii. Observați, nu diferențele ne despart pe noi, ci lipsa de discernământ. Ne despart lipsa omeniei, a caracterului. Apoi suspiciunile care pot conduce la gelozie și la conflicte interminabile. Aduceți-vă aminte că Avram a presupus că împăratul Egiptului îi va lua soția și pe el îl va omorâ. Să nu mai vorbesc de gelozie. Gelozia lui Lea pe sora ei Rahela datorită lui Iacov, care o iubea mai mult pe sora ei decât pe ea, în sistemul poligamic în care trăiau ei atunci. În general, suspiciunea conduce la gelozie, iar gelozia este mai rea decât moartea. Încă un lucru care, sigur, parcă le încununează pe toate în sens negativ, este infidelitatea. Cartea Evrei, una dintre cărțile Bibliei, spune căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să nu fie spurcat, căci Dumnezeu îl va judeca și pe curvar și pe preacurvar. Infidelitatea distruge căsătoria. Infidelitatea este proba omeniei, este proba fidelității. Sunt tot felul de crize în viață cărora familia trebuie să le facă față. Revin la Iov, celebrul om al suferinței din Vechiul Testament. Iov a intrat în conflict cu soția sa datorită diferenței de opinii în criză. Soția lui s-a obosit să-și piardă copiii, proprietățile și să-și piardă și soțul, care avea un fel de cancer de piele. Și omul ăsta, ne spune Scriptura, că stătea pe o grămadă de gunoi și se scărpina cu un ciob. Și i-a spus: blesteamă-l pe Dumnezeu ca să se supere pe tine și să-ți ia viața, că mai bine mor decât să trăiești așa. Criza era prea mare. N-a putut să mai suporte durerea, nenorocirea, necazul, suferința. Și a căzut în nebunie și i-a dat soțului său, în loc să-l ridice, să-l ajute, să-l compătimească, i-a dat un sfat greșit. De ce? Datorită crizelor vieții. E ușor în crizele vieții să spunem cuvinte grele, să luăm decizii greșite și să facem lucruri care ne vor marca viitorul. Sigur, în mod negativ. Însă omul acesta, știți ce i-a răspuns? Vorbești ca o femeie nebună. Nu i-a spus: ești nebună. Observați, el în criză a avut discernământ. Vorbești ca o femeie nebună. Dacă ne-a plăcut binele când ne l-a dat Dumnezeu, acum de ce ne supărăm pentru rău? Și răul vine, nu numai binele, așa e viața. Observați ce discernământ are omul ăsta după ce i-au murit 10 copii. Ce fel de om a fost ăsta? Adaptarea rămâne secretul la o viață fericită de familie. De ce există familii care se despart? Pentru că se așteaptă că, îndrăgostiți fiind, vor fi și fericiți. Însă îndrăgostirea nu conduce la fericire, ci conduce la căsătorie. Căsătoria poate fi fericită sau nefericită în funcție de caracter, nu în funcție de îndrăgostire. Pentru că îndrăgostirea se epuizează. Oamenii de știință spun că maxim 2 ani, sentimentul acela, năvălnicia aceea, emoția, pasiunea aceea trece, se vindecă, pentru că e acțiunea unui hormon care ne împinge în perpetuarea speciei, în căsătorie. Îndrăgostirea nu conduce la fericire, oameni buni. Acesta este un mit. Asta nu înseamnă că nu concură. Sigur că concură, pentru că indirect concură la fericirea din căsătorie, dar nu are o legătură directă cu fericirea. Rolul îndrăgostirii este să ne căsătorim, iar după ce ne-am căsătorit, în funcție de cum vorbim, în funcție de ce vorbim, în funcție de când vorbim, în funcție de cu cine vorbim, cu alte cuvinte, în funcție de caracter, suntem fericiți sau nu. Prin îndrăgostire intrăm în căsătorie, dar intrând în căsătorie, intrăm pentru a ne certa sau pentru a ne iubi. Și pentru a ne ierta și pentru a ne mulțumi și pentru a face din timpul acesta împreună câțiva zeci de ani un timp frumos. Atunci când toate părțile acceptă un scop comun, și soțul și soția, atunci sunt pe drumul adaptabilității. Adaptarea este secretul. Puneți în minte să te duci înspre soț. Puneți în minte să te duci înspre soție, adaptându-te la felul în care este ea, la felul în care este el. Un singur om sau un mic grup de oameni pot crea o partidă și strică unitatea.
ușor poți intra în conflict cu tovarășul de viață, părinții, copiii, rudele. De pildă, tumoarea este singurul element independent și autonom din corp. Tumoarea nu se subordonează capului, nu este în unitate cu celelalte părți ale trupului și nu ascultă de sistemul corpului. E un intrus. Atunci când se creează acorduri în consens, întotdeauna trebuie folosită metoda acordului. Întotdeauna trebuie consensualitate. De ce trebuie să faci în ciudă? De ce trebuie să te răzbuni? De ce trebuie să faci din ambiție? De ce trebuie să dovedești că poți, că știi, că ești tare și mare? Pe cine faci aceste experimente? Pe propria familie, pe propria căsătorie. Sări cu picioarele pe propriul vis și apoi dai vina pe partener sau pe parteneră și spui că ea sau el nu este bun. Creați acorduri în consens. Întotdeauna creați acorduri. Căsătoria are obligații și îndatoriri. Ce s-ar întâmpla într-un corp dacă ar exista și mădulare care n-au nicio responsabilitate concretă bine stabilită? Și amigdalele și apendicul pe care noi uneori le scoatem pentru că se inflamează și ne creează probleme de infecție, și ele au rolul lor și degeaba spunem noi că se poate și fără ele. E adevărat că se poate și fără ele. Adevărul e că se poate și fără o mână, nu? Sigur că se poate, dar nu se poate la fel ca cu două. Adaptabilitatea sau adaptarea, procesul acesta de adaptare, funcționează atunci când soții, amândoi soții, acceptă un scop comun. Care este scopul căsătoriei? De ce v-ați căsătorit? Acest scop al căsătoriei trebuie să guverneze tot ce faceți. Toate lucrurile trebuie să ajungă acolo. Apoi, creați acorduri în consens. Stați de vorbă, prezentați-vă argumentele, fiecare susținându-vă punctul de vedere și apoi gândiți-vă cu obiectivitate, cu omenie, nu cu răutate și indiferență. Care este cel mai bun pentru moment? Și în consens luați orice decizie, mare sau mică. Nu mai luați decizii cu unchii, cu mătușile, cu părinții și copiii. Pentru că nu cu oamenii ăștia ați făcut legământul căsătoriei, ci cu persoana cu care dormiți. Atunci când există toleranță și dragoste, atunci când oamenii nu sunt binevoitori, nu sunt flexibili, nu sunt înțelegători, se acumulează presiune, conflict și unitatea se destramă. Și întotdeauna fiecare dă vina pe celălalt. Atunci când fiecare își rezolvă problema personală. Cum ne putem rezolva problema? De cele mai multe ori cerându-ne iertare. Relația suferă mult datorită conflictelor, datorită supărărilor. În general, soția este nemulțumită de soț. Ea este ființa mai sensibilă, mai delicată. Soțul este persoana mai dură, mai casantă, mai rigidă. A cere iertare este o dovadă de putere. Nu este o dovadă de slăbiciune. Adevărul este că numai oamenii puternici își permit riscul să-și ceară iertare. Numai ei își pot permite să spună: recunosc că am greșit, îmi cer iertare, te rog frumos, mai dă-mi o șansă. A-ți cere iertare e o artă, ca oricare alt lucru. Nu-i suficient să faci un lucru bun, trebuie să-l faci bine, pentru că sunt lucruri bune care se fac rău. Atunci când îți ceri iertare, învață să-ți ceri iertare într-un fel care îl ajută pe partener să te ierte, mai mult decât faptul că e obligat să te ierte pentru că ai spus iartă-mă. Există câțiva pași în acordarea iertării, nu în cererea ei. În primul rând, exprimă-ți regretul, spunând: îmi pare rău. Exprimarea regretului surprinde aspectul emoțional al scuzei. Nu uitați, îmi pare rău nu înseamnă te rog să mă ierți, ci doar faptul că îți pare rău pentru ce s-a întâmplat. Punct. Adevărul este că îți ceri iertare este o expresie a regretului. E o etapă superioară regretului. Vă aduc aminte de faptul că celebrul Iuda din Scriptură a regretat ce a făcut, dar nu și-a cerut iertare.
observați, el a regretat, dar n-a ajuns să-și ceară iertare. Când vinovatul își cere scuze, recunoaște că e vinovat și e rușine că a rănit un om. Limbajul verbal și non-verbal contează, acestea două trebuie asociate. Dacă spui îmi pare rău și spui zâmbind în timp ce soția plânge, sigur că ai făcut mai mult rău decât bine. Când spui îmi pare rău, asta trebuie să se vadă pe față. Întregul corp trebuie să verbalizeze îmi pare rău. Nu poți să spui îmi pare rău râzând. Interesant mod de a-ți părea rău. Uneori soții sunt ironici, mai ales cei care au temperament flegmatic, și folosesc ironia chinuindu-și soțiile, părându-li se că nu, ce maci, ești așa de sensibilă de te-ai supărat. Nu toți oamenii sunt flegmatici. Sunt oameni sensibili pentru care un cuvânt spus cu neglijență poate să aibă dimensiuni extrem de greu de suferit. Când cineva își cere scuze, înseamnă că își asumă faptul că e vinovat și nu trebuie să mai spună dar, îmi cer scuze, dar, oprește-te după îmi cer scuze, punct, nu mai spune dar. Că atunci când spui dar, spui dar și tu ar trebui să-ți ceri scuze. Dacă tot vrei să te adaptezi la suferința soției sau a soțului, fă lucrul ăsta bine. Mă, omule, dacă tu faci un lucru, fă-l bine. Când cineva își cere scuze, pierde dreptul să se justifice. Nu uita treaba asta. Când cineva își cere scuze, pierde dreptul să se justifice. Când ai spus iartă-mă, nu mai poți să spui iartă-mă, dar și tu ești vinovat. Nu mai spune asta. E un nonsens. Justificarea nu poate sta niciodată alături de cererea scuzelor. Ele se auto-exclud. Când vinovatul își cere scuze, nu înseamnă neapărat că a avut intenția să greșească, ci doar că a greșit, cu sau fără intenție. Și nici nu înseamnă că doar el a greșit, dar el nu-și poate cere iertare decât în dreptul lui, nu și în dreptul partenerului. Lasă-l pe partener să spună, știi ce, am și eu partea mea de vină și eu îmi cer iertare. Lasă-l pe el să spună asta, nu e o imputatul, că dacă e o impuție ceartă, nu e cerere de iertare. Când spui îmi pare rău pentru că s-a întâmplat, nu presupune că tu te simți vinovat pentru ce s-a întâmplat. Lucru care face necesar pasul numărul 2, adică acceptarea vinovăției. Asta înseamnă asumare. Am greșit. Puține lucruri sunt mai puternice decât a avea înțelepciunea și puterea să admiți că ai greșit și că vrei să îndrepți situația. Când o relație este stricată de durere și mânie, scuzele sunt cea mai bună soluție. Adaptarea în situația aceasta este scuza. Căsnicile fericite nu sunt dependente de perfecțiune, ci de disponibilitatea de a recunoaște și accepta greșelile, de a verbaliza asta, de a-ți cere iertare. Adevărul e că bărbații au mai mari probleme să accepte că au greșit din cauza stimei de sine, specific masculină. Cel de-al treilea pas e îndreptarea greșelii, compensarea. Cum pot compensa ce ți-am făcut? Cum pot repara lucrurile? Ideea de a îndrepta lucrurile, de a compensa o greșeală, e adânc înrădăcinată în mentalitatea noastră despre lume și viață. Vinovatul trebuie să facă ceva pentru a se revanșa în fața nedreptățitului pentru greșeala făcută. Egalizare înseamnă să compensezi pierderea pe care nedreptățitul a suferit-o din cauza greșelii vinovatului. Vă aduceți aminte că Zacheu, așa cum a fost păcătos, lacom de bani și mândru, a despăgubit prin compensare pierderea suferită de nedreptățiți și a spus, dacă am păgubit pe cineva, îi dau împătrit înapoi. Dacă i-am luat 100 de euro, îi dau 400 de euro. Orice jignire, orice ofensă, orice durere înseamnă o pierdere pentru cineva. De aceea nu-i suficient să-i spui doar îmi pare rău. Trebuie să începi prin spunerea îmi pare rău, dar nu poți să termin cu îmi pare rău. Angajament sincer e corectarea, îmi doresc să mă schimb. Nici nu-ți poți da seama ce înseamnă pentru cel nedreptățit să audă că în final spui îmi doresc să mă schimb. Ceea ce vrea să știe nedreptățitul care a fost rănit este că nu se va mai repeta ceea ce ai făcut, că te vei corecta, că te vei schimba. Dacă cererea iertării din prezent rezolvă o greșeală făcută în trecut, corectarea rezolvă o problemă care poate avea loc în viitor. Când ne cerem iertare, este ideal să ne exprimăm și dorința de schimbare. Aceasta face dovada regretului. Scumpi prieteni, de ce există familii care se despart? Pentru că nu vor să folosească metoda adaptării și în loc să se apropie unul de altul, potrivindu-se tot mai mult unul cu altul,
ei se îndepărtează tot mai mult unul de altul, iar diferențele devin tot mai mari, despărțindu-i tot mai mult. Adaptarea este soluția. Ești o persoană care te culci de vreme și soția târziu sau invers? Încearcă să te adaptezi la stilul ei și la stilul ei. Fă un pas înspre ea. Ea va face un pas înspre tine. Mai fă un pas înspre ea. Ea va face un pas înspre tine. Dacă te deranjează puțin această diferență, înghite-o. Nu uita, Biblia spune, dragostea suferă totul. Nu schimbă totul, suferă totul. Dragostea pe care o ai față de ea sau față de el îți va da putere să-l accepți și să te adaptezi la situația asta. Sunt oameni care și-au pierdut un deget. Ce credeți că fac? Știți ce fac? Trăiesc fără el. E ușor? Nu. Sunt oameni care și-au pierdut mâna dreaptă și nu mai pot scrie, dar au învățat să scrie cu stânga. E ușor? Nu, dar n-au murit. Nu mai e ca înainte, dar e cum e. Adaptează-te, obișnuiește-te fără un deget, obișnuiește-te fără o mână, obișnuiește-te cu lucruri care nu-ți plac de 10%, ci doar de 7, 8 sau 9 sau poate de 1. Învață-te, omule, și să înghiți, nu numai să spui. Nu numai să ceri și să pretinzi. Ești copil sau ești adult? Fericirea pe care o aștepți, trebuie să o lucrezi cu astea două mânuțe. Trebuie să o lucrezi cu gura asta mai mult tăcând. Trebuie să o lucrezi iertând, acceptând și înțelegând că în casa aia mai e cineva care trebuie să vorbească și să zâmbească, nu numai dumneata, indiferent că ești bărbat sau femeie. Nu te-ai căsătorit cu o sclavă și nici cu un analfabet. Ți-ai luat fata pe care o meriți, că dacă meritai mai mult îți găseai alta. Și invers. Scump prieteni, e așa de scurtă viața. Are vreun rost să o folosim certându-ne, dormind spate la spate și luptându-ne ca doi copii pentru a ne dovedi care e mai tare? Așa fac doi adulți? Să nu mai vorbesc de doi adulți care îl cunosc pe Dumnezeu, citesc Biblia și se roagă și așteaptă să vie împărăția cerurilor unde vor continua să certe? De ce sunt familii care se despart? Pentru că nu au învățat să se apropie unul de altul. Nu au învățat să folosească metoda adaptării. Adaptează-te la soțul pe care ți l-ai ales. Adaptează-te. Adaptează-te la soția pe care ți-ai ales-o. Acomodează-te în situația în care ai intrat. Nu mai ești la mama acasă. Ești împreună cu soțul în propria casă. Închiriată sau cumpărată, sau apartament, sau poate un cort într-o grădină, n-are importanță unde. Dar adaptează-te la situația în care ești. Ești bogat? Adaptează-te la starea de bogat. Ești sărac? Adaptează-te la starea de sărac. Ești sănătos? Adaptează-te la starea de sănătate. Ești bolnav? Adaptează-te la starea de boală. Asta presupune flexibilitate. A fi flexibil și a te da după situație, nu fi rigid. Lasă-l pe ieri în pace, că a trecut, azi nu e ieri. Pregătește-te pentru mâine. Poți fi un om fericit cu această doamnă cu care nu te înțelegi. Sub condiția să te adaptezi la ea și să îi arăți cum trebuie să se adapteze la dumneata. Poți să te înțelegi cu omul ăsta pe care nu-l mai înghiți și față de care ți-ai pierdut admirația. Oprește-te, să-și nu crezi că alții sunt mai buni, oprește-te. Este omul pe care ți l-ai ales nu pentru a experimenta incapacitatea de adaptare, ci pentru a fi fericită lângă el sau lângă ea. Propuneți-vă să începeți războiul adaptării. Împotriva răutății, a ambiției, a luptei, a răzbunării, luptați-vă să vă adaptați unul apropiindu-vă de celălalt. Acesta este secretul. Când Hristos a venit în lumea noastră, s-a adaptat la viața umană și s-a adaptat bine. Când s-a întors în cer, s-a readaptat la viața divină și s-a adaptat bine. De ce sunt familii care se despart? Pentru că nu știu sau nu vor să plătească prețul adaptării. Sunt rigizi, încăpățânați, inflexibili, lipsiți de înțelepciune și de diplomația de a ști să se descurce în viață. Spunea Pavel, cu grecii mă fac grec, cu iudeii mă fac iudeu.
Asta înseamnă adaptabilitate, nu ipocrizie. Trăiește în pantofii în care ești astăzi. Nu mai trăi în trecut, trăiește în prezent, chiar dacă e dureros. Și fă din durerea acestui prezent o zi de care te bucuri. Că mâine s-ar putea să nu mai fie deloc, dragul meu. Aș vrea să ne rugăm în încheiere pentru capacitatea de a ne adapta. Te-ai gândit vreodată să te duci înspre soțul ăsta pe care nu mai vrei să-l vezi sau spre soția aceasta care nu te mai atrage cu nimic? Vrei să-ți propui, vrei să-ți faci un vis de a te duce înspre inima ei care cândva te înfiora tot sau toată? Vrei să faci asta? Este un proiect care îți va restaura nu doar familia și relația, îți va restaura liniștea personală. M-am născut într-o familie unde tata și mama s-au despărțit când am avut 6 luni. Nu au putut să se adapteze, nu au vrut. Fiecare și-au găsit drumul lor individual, singur în viață, și eu am rămas între ei și singur. Am avut o copilărie mai grea, dar această greutate m-a învățat multe lucruri. Nu-i mulțumesc neapărat lui Dumnezeu pentru că am fost singur, însă îi mulțumesc lui Dumnezeu că singur fiind m-a ajutat să învăț din această singurătate ce ar trebui să fac atunci când nu voi mai fi singur și îmi voi alege și eu o jumătate cu care să fac copii, să mă bucur de nepoți și să îmbătrânim fericiți. Nu există familii perfecte. Există doar familii care se adaptează sau care nu se adaptează. Nu există familii perfecte. Există doar familii care se adaptează sau care nu se adaptează. Te rog, nu ceda, nu te opri, nu te lăsa. O singură dată trăiești și trăiești așa de puțin. Nu poți să trăiești mult, dar poți să trăiești frumos. Nu depinde de tine să trăiești mult, dar depinde de tine să trăiești frumos. Folosește adaptarea, du-te înspre soția ta, du-te înspre soțul tău. Ascultă-mă, se poate. Dacă nu poți, încearcă. Dacă nu funcționează, încearcă. Dacă ai reușit doar puțin, încearcă. Încearcă de 1000 de ori, nu uita. Mama învățăturii este repetiția. Repetă, repetă, repetă. Trăiește repetând, mori repetând. Acesta îți este misiunea. Și vreau să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea resursele pe care nu le avem. În primul rând să ne schimbe mintea, să ne schimbe metodele și să ne dea motivația și resursele necesare pentru a înțelege că aici, în omul acesta, este soluția. Renunț la ambiția mea, renunț la părerea mea de superioritate, că sunt mai bun și că eu nu sunt vinovat, ci și mă îndrept cu dragoste spre tovarășul meu de viață, acceptând că și eu trebuie să las de la mine, și eu trebuie să tac, și eu trebuie să iert, și eu trebuie să îndur, și eu trebuie să sufăr pentru familia asta care este și a mea, nu doar a ei sau a lui. Vreți să ne rugăm, stimați prieteni? Sigur, haideți să ne rugăm. Tată scump și drag, îți mulțumim frumos și pentru întâlnirea aceasta care a avut frumusețea și măreția ei. Îți mulțumim că în fiecare zi, în fiecare clipă și în fiecare întâlnire, unde tu ești onorat și invitat, vii cu măreția ta cu tot, cu soluția ta cu tot și cu binecuvântarea ta cu tot. Ne închinăm în fața ta, Dumnezeul nostru mare și glorios, unic și minunat, ne smerim în fața ta și îți aducem onoare. Îți aducem cinste, admirație, recunoștință și mulțumire. Binecuvântat să fie în numele tău. Tu ne-ai dat viață, tu ne-ai mântuit, tu ne-ai binecuvântat, tu ne-ai făcut oameni, tu ne-ai restaurat, tu ne-ai învățat să fim fericiți în familie folosind metoda adaptării, prețuindu-ne tovarășul de viață, nu disprețuindu-l. Dă-ne har, dă-ne răbdare, dă-ne bunătate, capacitatea să ne cerem iertarea și puterea să luptăm pentru a face din familia aceasta cel mai frumos loc de pe pământul acesta. Ce are vecinul nostru în plus de e fericit, iar noi nu ne înțelegem? Nu are nimic decât o metodă numită capacitatea de a mă adapta la tovarășul meu de viață și la situația în care mă aflu. Ajută-ne, Doamne, să ne adaptăm în funcție de situație și la sărăcie și la bogăție, și la avea și la a nu avea.
la toate să ne adaptăm, înțelegând că Tu vrei să ne treci prin multe lucruri pentru a ne învăța să fim oameni. Și pentru a ne învăța că singurul de care trebuie să fim dependenți ești Tu, nu lucrurile, nu bogăția, nu succesul, nu, Doamne, ci Tu, Tu și atât. Binecuvintează casa noastră și casele celorlalți oameni. Ne închinăm în fața Ta că ne-ai ascultat și te binecuvântăm, Dumnezeul nostru, prin Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Scumpi și dragi prieteni, am ajuns la încheiere. Mă rog lui Dumnezeu să fiți sănătoși. Mă rog lui Dumnezeu să nu uitați și să țineți minte, să vă concentrați pe nevoia de a vă adapta la situație, la tovarășii de viață, la copii, la familie, așa cum este nevoie în fiecare zi. Iar Dumnezeu să vă dea bucuria și resursele necesare pentru ca să nu vă lăsați și să stoarceți ultima picătură de fericire din viața aceasta, pentru că fericirea este ascunsă acolo. Pe data viitoare, la revedere, multă sănătate, Dumnezeu să vă aibă în pază.